A fost protest și astăzi la Tribunalul Olt. Zeci de grefieri, consilieri de probațiune și alți angajați ai instanței au manifestat nemulțumiți că nu își primesc drepturile salariale de luni de zile. Și în țară au fost proteste, iar mai mulți salariați din justiție au intrat în greva foamei. Grefierii olteni spun că nu mai acceptă să fie umiliți și amenință cu măsuri extreme de protest, pentru că, spun ei, au primit măriri salariale doar pe hârtie. În realitate însă, nu au luat un leu în plus la salariu. Vom protesta în continuare. Revendicările, se știu deja, au fost făcute publice, n-ai rost să le repet, însă de la o zi la alta lucrurile se precipită. Avem 50 de colegi deja de la probațiune în greva foamei și cred că numărul va crește. Din păcate, este nevoie să ajungem la soluții extreme. Este cumva întreruptă activitatea, blocată? Da, cel puțin la nivel de instanță și instanțe în România, 4 ore pe zi și probabil va urma suspendarea completă a activității, evident cu respectarea prevederilor legale, pentru că așa nu se mai poate. Toate serviciile de probațiune din țară protestează, însă noi nu am întrerupt activitatea, ne desfășurăm activitatea în continuare în mod normal. E important de specificat că noi nu dorim măriri salariale, noi dorim acordarea salariului cuvenit. Sunt hotărâri judecătorești care nu au fost puse în plată, ulterior au fost emise acte administrative care nici acestea nu au fost puse în plată și în principal acestea sunt revendicările noastre, neplata salariilor. Dumneavoastră de când lucrați? Peste 33 de ani. În sistem. Sunteți grefier? Da, sunt grefier de ședință, grefier cu alte atribuții, cu mai multe atribuții, ca și mulți alți colegi de-ai noștri și de-ai mei, motiv pentru care pe lângă atribuțiile de ședință, mai avem și alte atribuții. Astăzi au avut loc negocieri la București privind protestele angajaților din justiție. Ei spun că dacă revendicările nu le vor fi rezolvate și dacă nu găsesc înțelegere nici de această dată, de săptămâna viitoare vor organiza noi acțiuni de protest.